Tema de astăzi, propusă de domnul magistrat, statul de drept de la ideal la realitate, este o temă interesantă. O să lăsăm pe domnia sa, imediat după intervenția mea, să ne explice atât conceptele, dar și legăturile dintre ele și evoluția în timp. Eu aș vrea să fac o scurtă introducere și să manifest cumva dezamăgirea, cu ghilimele, de breaslă, pentru că istoricilor până acum le scapă această evoluție de la, nu știu, primii oameni, așa cum eu știu, sau cum ne chipui că sunt, la apariția statelor și dezvoltarea lor. Juriștii, în mare parte, au cam înțeles conceptele și cum au evoluat lucrurile. Poate că au înțeles înaintea istoricilor că statele, sigur, sunt expresia voinței libere a oamenilor și că au venit după ce oamenii s-au asociat. Nouă, ca istorici, ne scapă cu totul și momentul, și evoluția, și de ceul, și în ce context. E posibil să avem mai multe argumente, avem mai multe explicații, le-au folosit și alții, se regăsesc și în, eu știu, în lucrările care explică organizarea muncii în toate formele ei, și voi la colegiu ați vorbit despre asta. Însă n-avem suficient de multe informații și acolo sunt niște semne de întrebare destul de importante care pun toate dovezile aparte până acum, toate ipotezele sub semnul întrebării, așa cum, spre exemplu, putem să facem și în cazul teoriei lui Darwin, care până la un punct și ea se suprapune cu evoluția asta istorică. Să știți că de cele mai multe ori, plecând de la marile dovezi arheologice, de la orașele, cetățile, culturile, civilizațiile antice din ce în ce mai îndepărtate în timp față de noi, ei bine, mulți istorici, analizându-le, au considerat că principalul factor de progres uman, de evoluție umană de la câteva grupuri familiale către, eu știu, cetăți, orașe, state și altele, îl reprezintă războiul. Poate fi un paradox sau nu, putem să găsim argumente istorice, filozofice, morale să combatem. Cam asta s-a considerat. În sensul clasic, sigur, un om, 2, 3, 5, o familie, un grup mai mare de familie, 20 și mai mulți, se dezvoltă, sigur, treptat, unii devin mai bogați decât alții și, ca urmare, sigur, apar mici ierarhii, rații de interdependență, după care, sigur, că unii încep să războiască cu ceilalți, le ocupă teritoriile. În tot contextul acesta putem să vorbim de zone geografice mai propice vieții unele față decât altele și, evident, că sunt stăpâni de cel care este mai puternic. Și teoria migrațiilor, de vreo 4-5 mii de ani de zile, sprijină aceste variante. Adică oamenii, sigur, învinși de către alții care le-au luat teritoriile mai bogate în hrană, sigur, s-au mutat și au produs schimbări peste schimbări, dispariția unor imperii, apariția altora, dezvoltarea altor națiuni și așa mai departe. Deci, cumva, tot ar pleca de la, sigur, o luptă pentru hrană, o relație de interdependență. Ei bine, de ceva vreme, nu de mult, au început și, sigur, să apară și alte teorii cu privire la dezvoltarea societăților umane. Printre cea mai cunoscută este cea care explică progresul uman prin comerț. S-au descoperit cetăți fortificate, mari, din antichitate, presupuse a fi centre politice, militare și diplomatice, anurile unor regate mai mari sau mai mici. Mai greu de stabilit acum cât de întinse erau. Dar, în mod cert, fiind o structură urbană, fără a se compara cu orașele din prezent, dominau cu mult spațiul geografic din jur. Ei bine, istoricii și arheologii au tot căutat urme de război, zone fortificate și altele asemenea, nu au găsit pe nicăieri absolut niciuna. Și au ajuns la concluzia că dezvoltarea multor dintre aceste orașe a avut ca bază comerțul. Sigur că aveau armată, sigur că se apărau dacă erau atacați. Dar comerțul este elementul de legătură, elementul principal care a dus la dezvoltarea lor. Și evident,
dezvoltarea relației de comerț, dezvoltarea statului și așa mai departe, pentru că pe măsură ce relațiile comerciale sunt mai mari, mai bogate, mai extinse și financiar și ca teritoriu, ei bine, tot așa se dezvoltă și mai mult aparatul de stat. Instituțiile se dezvoltă cultural, orașul respectiv și evident că apar și opere de arhitectură, orașul crește în importanță și așa mai departe. Pentru că există comerț, există bani și bani evident că pot să fie investiți. Cam asta este o dezvoltare cumva istorică în direcția aceasta. Sigur că nu putem să excludem nici războiul, cum nu putem să excludem nici comerțul, nici alți factori, alte elemente care au dus la dezvoltarea statelor. Ce ar mai fi de menționat este că în prezent un moment de evoluție în ceea ce înseamnă cultură și civilizație, dar mai ales civilizație, este acela care definește conceptul ca reprezentând acel stadiu al evoluției unui grup, unui oraș, unei cetăți, unui stat, în momentul în care își obține cele necesare și vieții, dar și traiului, plecând la nevoie către lux, nu doar din ceea ce poate cultiva, nu doar din ceea ce poate face, ci și prin mijlocirea comerțului. Cu alte cuvinte, o grupare se dezvoltă civilizațional și cultural în momentul în care interacționează cu alta și de acolo, sigur, prin schimb cultural, comercial și de orice fel, își aduce cele necesare. După cum spuneam, de la nevoile de bază până la diverse nevoi de lux, de orice fel. O mâncare mai bună, haine mai bune, inclusiv unelte militare mai bune, de la caz la caz. Deci cam asta ar fi evoluția. Nu vom ști niciodată care, unde, când a fost prima formă statală, așa cum am putea noi să definim statul în prezent. Nu știm în ce măsură era necesară sau nu. Cu siguranță evoluția umană a dus către această realitate. Ea se bazează pe voința umană, are la bază o ordine, sigur, pe care fiecare, la care fiecare contribuie și pe care fiecare o acceptă și care dă cumva un sentiment de siguranță celui care își desfășoară activitatea și viața în funcție de această ordine și în jurul ei. Sigur că știm cu toții că sunt oameni, grupări în afara ordinii, în afara legilor statului și acolo regulile sunt cu totul altele, dar cu siguranță asta este un alt subiect pentru o altă zi, pentru alte ore, cei care sunt în afara rânduielilor. O să le dau cuvântul acum domnului magistrat să ne povestească despre ideea de stat, ideea de drept, conceptul de libertate de la care pleacă toate și cred că nu în ultimul rând poate ar fi și mai bine de subliniat pe parcursul următoarei jumătăți de oră cam care este rolul omului al nostru, al fiecărui individ în toată această concepție statală care pare că ne depășește și căreia cumva nu i-am mai rămas scop, ci am devenit cumva mijloc. Domnule magistrat? Foarte interesantă expunerea pe care a făcut-o domnul profesor. Sunt foarte multe lucruri incitante de spus în ceea ce mi-a spus. Ce aș vrea eu să mai spun, nu neapărat să completez, dar mă rog, ca nespecialist, în primul rând că, într-adevăr, istoria politică a lumii, așa cum am învățat și voi, probabil, în cărțile de istorie, este una conflictuală. Este una conflictuală în diferite forme, mergând până la forma cea mai acută, care este conflictuarea armată, războiul. Multe personalități au rămas în istorie prin contribuțiile lor războinice, să spunem, și prin, să spunem, înfăptuirea unor aspecte de progres prin război, așa cum se spune una dintre teoriile privind originile statului și a societății umane. Tot atât de adevărat este, și cum spunea profesorul, domnul profesor, că nu este singura explicație posibilă. Progresul, prin natura lui, sigur, implică și anumite contradicții, conflicte, luptă,
lupta ca atare, chiar în sensul hegelian al cuvântului, dar este și un element de stabilitate, un element de îmbunătățire spirituală și existențială a omului, care se realizează altfel decât prin intermediul armat, a luptelor armate. Mă gândesc că mai avem în acest sens și o istorie a culturii, o istorie a civilizației umane, foarte frumoasă, foarte interesantă, care evident pune accentul pe această spiritualitate, una materială, realizată, alta, sigur, existentă într-o formă ideatică. Iată de ce și statul ca atare și societatea sunt intim legate. Există mai multe teorii, fiecare pe diferite baze, nu vreau să rămân în această sferă teoretică, care explică apariția statului, începând cu, eu știu, teoriile conflictuale, până la teoria hegeliană, teoriile marxiste sau, sigur, teoriile mai noi a normativismului juridic, tot teoriile sociologice, sunt numai câteva dintre cele care au apărut. Iar de este foarte greu de explicat, cum bine se spune aici, de către domnul profesor Toma, cum a apărut statul? Ce este statul? Un cuvânt pe care noi îl folosim foarte des, aproape că nu-l mai luăm în seamă, pentru că toată lumea îl folosește zilnic sau aproape zilnic și nu mai căutăm sensuri, înțelesuri și semnificații. Este un... Practic sunt două aspecte care le putem avea în vedere și care eu le subliniez ori de câte ori am prilejul să le discut. Este sensul sociologic, care pune accent pe niște elemente ale statului. Evident că este un rezultat al evoluției populației, a colectivității umane, care pe măsură ce devine mai numeroasă, numărul crește, pe măsură ce pretențiile, necesitățile de organizare, de hrană și altele devin mai importante, atunci organizarea numai prin, să spunem, forțele proprii nu mai este posibilă și este necesară o diferențiere între cei care conduc și cei care sunt conduși pentru a se asigura o anumită structură, o anumită stabilitate. De aceea se spune că diferența dintre societate și colectivitate este că orice formă de societate este organizată statal. Mai înainte, sigur, dacă e să mergem la originile omului, avem numai simple colectivități. Pe urmă, trebuie să ne gândim la aceste elemente de care discutam și care este un fel de viziune sociologică asupra statului, și anume populația. Am și abordat această chestiune, fără de care un stat n-ar fi posibil, la care se adăugă elementele de individualitate, trăsăturile de naționalitate, care particularizează o anumită populație, până la ideea de popor, națiune. Pe urmă ar fi teritoriul. Niciun stat nu poate exista în afara unui teritoriu. Există și acum forme organizatorice, dar care nu sunt încă adevărate state, pentru că n-au un teritoriu, mă gândesc, prin Asia Mică există așa ceva, și suveranitatea. Aici este o problemă foarte importantă, problema puterii, a puterii politice, a puterii în general, această diferențiere între cei care conduc și care sunt conduși, apare numai evidentă ca atare, apare numai odată cu statul, pentru că puterea, suveranitatea nu exprimă decât, este identică cu ideea de putere, este o formă organizatorică, o formă permanentă de activitate a statului și nu una, să spunem, legată de un anumit lider, așa cum se întâmpla în formațiunile prestatale. Aceste trei elemente sunt permanente statului și caracterizează orice stat. Cea de-a doua chestiune este ideea aceasta de putere de comandă. Statul este o putere de comandă care se manifestă în special prin forța sa sau prin instrumentul cel mai semnificativ, legea, norma juridică, prin care se impune această voință a guvernanților. Evident că evoluția statală, evoluția națiunii, a poporului, există, istoria o evidențiază. Ca urmare, putem vorbi de o concepție a statului în care identificăm cu națiunea. Vorbim de statul român, de exemplu, da? Precum și de o concepție juridică în care statul apare prin instituțiile sale, prin puterea sa de comandă, instituțiile statale, cele trei categorii de instituții și, bineînțeles, această diferențiere de care vorbeam. Sigur că este importantă această problemă a omului în relația sa cu statul, de care amintea domnul profesor. Interesant, revenim poate asupra acestei chestiuni, dar aici este o problemă foarte interesantă din punct de vedere evolutiv. În primele forme teoretice
de elaborări în filozofia greacă, de exemplu, cea mai evidentă, dar și în filozofia romană, omul ca persoană, ca individ, aproape nu exista. Nu se discuta despre drepturile și libertățile omului, ci numai despre drepturile omului, dar în raport social, manifestat în cadrul societății, a colectivității. Deci societatea, colectivitatea era pe primul plan, fără de care omul ca persoană nu se putea discuta de așa ceva. Nici Aristotel, nici Platon, nici alți gânditori, nici măcar Seneca sau alții, la vremea respectivă, nu au discutat foarte mult despre omul în individualitatea sa, în personalitatea sa, despre omul social. Omul care este subordonat într-o formă sau alta socialului și statului. Ulterior, sigur că da, apare această diferențiere și de aceea în contemporaneitate putem discuta din plin ca om, ca persoană, persoană liberă în primul rând. Conceptul de libertate era cunoscut, dar nu era aplicat ca și fundamental pentru originea statului, pentru elaborarea conceptului de stat și, bineînțeles, raporturile statului cu acest om, cu omul ca atare, ca persoană, drepturile pe care omul le are față de stat. Ca urmare, stimat auditoriu, am vrea să subliniez faptul că acest concept de stat de drept este un concept modern. Un concept care este un rezultat al unei evoluții, cum a spus și domnul profesor, care poate începe din antichitate, a statului și a legii, a statului și a normei, dar el apare relativ târziu, apare la începutul secolului 20, deci ulterior apariției primelor constituții în secolul al XVIII-lea, secolul al XIX-lea. Mulți au spus că acest concept este un pleonasm, și aia stat de drept. Ce nevoie avem? Unele se suprapune. Deci când discutăm despre drept, evident că implicăm și statul și invers. Dar evident că o asemenea teorie este contrazisă de majoritatea specialiștilor în materie și statul de drept poate fi analizat ca și concept în sine din mai multe perspective. Subliniem un aspect important, faptul că în evoluția istorică a omenirii putem distinge din punct de vedere politic o oarecum, hai să spunem, mai forțat, o epocă a nedemocrației, să spunem, a organizării statale pe alte baze decât cele ale supremației legii și o epocă a dezvoltării democratice a statelor, care, așa cum spun constituționaliștii, începe cu apariția și primelor constituții și continuă până în prezent. Important este să menținem caracterul acesta evolutiv. Supremația legii ca atare a existat și a fost afirmată odată cu primele constituții, adică acea sintagmă pe care o cunoașteți foarte bine, nimeni nu este mai presus de lege, au diferite forme. Când discutăm despre statul de drept, un concept atât de vehiculat astăzi, așa cum spuneam, el apare relativ târziu, pentru că marea problemă, sau una dintre problemele care se puneau este, bun, dar cum răspunde statul? Statul prin instituțiile sale, statul ca entitate în sine, poate răspunde juridic? Da? Politic, da, la alegeri, sigur, sunt sancționați sau, într-o altă formă, oamenii politici. Mulți au, dintre juriști, la vremea respectivă, au spus că statul nu poate răspunde juridic pentru că el exprimă suveranitatea națională. Și el, fiind exponentul suveranității, a deținătorului puterii, nu are cum să răspundă juridic. Și, prin urmare, are un fel de putere discreționară, o putere care se manifestă într-o marge de apreciere destul de largă, chiar și dincolo de, să spunem, litera legii, dacă putem spune așa. Față de această concepție, mai ales când se punea problema de situații excepționale, situații de război, de exemplu, sau de crize puternice, s-a dezvoltat o primă idee, și anume modelul german al statului de drept, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, care a pus problema, mă rog, teoreticienii au spus, nu, statul răspunde, pentru că statul mai presus de puterea politică în sine, de instituțiile politice, este totuși legea. Ori instituțiile trebuie subordonate statului și răspunde, în primul rând, administrativ, răspunde material, sigur, uneori chiar și penal în anumite situații, dar aceasta este o altă problemă. S-a pus problema răspunderii administrației publice față de activitatea sa. Deci acest model german a
a afirmat, practic, poziția, să spunem, superioară a legii și a răspunderii statului față de activitatea sa în raport cu legea. Mai este și modelul englez, rule of law, practic mai vechi decât modelul german, pentru că, sigur, tradițiile constituționale ale Angliei încep cu Magna Carta Libertatum din secolul al XIII-lea, dar mai puțin evident, care subliniază un aspect important al acestui concept, și anume rolul Parlamentului ca instituție reprezentativă, supremă, ca instituție care este singura în măsură să adopte legea și care nu trebuie să fie supusă niciunei altei puteri, puterii monarhului, este independentă de puterea șefului de stat, să zicem. Acest concept al Angliei funcționează și acum și a dus la dezvoltarea ceea ce se numește monarhia constituțională sau monarhia legală, deci o monarhie mai mult reprezentativă. Evident, mai este și modelul englez, modelul francez, statul legal. Este un model relativ recent, adoptat după al doilea război mondial, în special, prin care se accentuează faptul că întreaga activitate a unei societăți, și numai a statului, nu trebuie să depășească limitele legii, trebuie să fie în conformitate cu legea. Ca urmare, se limită acea putere discrețională a statului, adică, domnule, prin Parlament, prin instituțiile mele, mai ales în situații excepționale, aș putea să fac și altceva decât ceea ce spune legea. S-a eliminat, de exemplu, posibilitatea suprema suspendării Constituției în situații dificile. Nu mai există în statele democratice așa ceva. Tot statul legal a mai pus și problema pentru prima dată a drepturilor și libertăților omului ca persoană. Deci omul, ca să revin la problema pusă de distinsul profesor, apare în raporturile juridice ca persoană, persoană fizică, persoană înzestată cu drepturi și obligații, cu capacitatea de a avea o anumită conduită, de a avea libertate, fără libertate nu există drept, și de pretenția de a fi respectată această libertate. Ori această chestiune, sigur că în concepția statului de drept, apare mult mai evidentă decât în concepțiile anterioare, deoarece drepturile și libertățile fundamentale ale omului încep să fie recunoscute nu numai constituțional, dar și internațional, în primul rând cu la Liga Națiunilor, în perioada antebelică, dar mai ales după 1948 la Organizația Națiunilor Unite. Evident că nu este singurul model pe care îl putem discuta. Se mai discută și un alt model, mult mai aproape de zilele noastre, contemporan, am spune, impus, să spunem așa, de cerințele Uniunii Europene. Sigur că la baza structurii statului de drept stă câteva principii, principiul separației puterilor în stat, a echilibrului puterilor în stat, pentru că noțiunea de stat de drept presupune o noțiune a democrației. Ce înseamnă această chestiune? Înseamnă că fiecare instituție a statului îi corespunde o anumită funcție, funcția legislativă, executivă sau funcția judecătorească, tocmai pentru a nu se ajunge la o putere absolută, o putere abuzivă. Și atunci, evident, Montesquieu, în urmă cu aproape 500 de ani, a elaborat această frumoasă teorie, preluată și dezvoltată în context contemporan. Bun, în context contemporan, această teorie care stă la baza conceptului de stat de drept, are o altă semnificație, o altă noțiune, de o altă formă statului de drept. Deci nu se mai discută atât de o separație a celor trei puteri, ci mai bine zis de o separație între puterea de guvernare și justiție. De aceea, mulți autori au subliniat că esențial pentru ceea ce putem numi stat de drept este independența în modelul contemporan, în modelul practic recunoscut și de Uniunea Europeană în prezent, este independența justiției față de guvernare, față de interesele politice. Guvernarea reprezentând activitatea realizată, sigur, de partidele politice prin prisma Parlamentului și a puterii executive a statului. Rămânând la această chestiune, reținem totuși câteva aspecte definitorii ale constituționaliștilor care consideră într-adevăr că statul de drept există oriunde, sunt garanții suficiente pentru această independență a justiției și a realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Deci nu mai discutăm ca la început de o simplă supremație a legii,
cum a fost înțeles, dreptul constituțional, ci discutăm practic de un echilibru în care omul ca persoană, dar ca persoană socială, are drepturi și libertăți, trebuie să se bucure de garanțiile oferite de justiție în raport cu puterea guvernanților, care sigur este o putere destul de semnificativă. Evident că noua concepție nu exclude ceea ce s-a câștigat până în prezent, în toată această evoluție destul de impresionantă a societății moderne. Ca urmare, acum această noțiune stat de drept este recunoscută și consacrată în toate constituțiile democratice. Este o cerință de bază, este considerat un atribut al statului. Dumneavoastră, atunci când veți vă uita pe Constituția României, o să vedeți în articolul 1, aliniatul 3, că sunt enumerate mai multe atribuții ale statului și caractere ale statului, nu e cazul să discutăm aici, printre care una este stat de drept, alături de stat social, stat pluralist. Este ceea ce definește, să spunem, caracterele guvernării democratice. Este foarte important acest lucru. Evident că în această chestiune, una dintre probleme este aceea de a vedea care sunt garanțiile teoretice ale statului de drept. Principala garanție rămâne totuși de natură juridică și nu de natură politică, și anume controlul juridic de toate formele. Evident că acest control s-a dezvoltat, eu rămân la nivelul ideal deocamdată, la nivelul teoretic. Vorbim de controlul de constituționalitate al legilor, care este foarte important pentru asigurarea cerințelor acestei libertăți a persoanei și a subordonării politicii față de lege. Discutăm și de controlul administrativ, care de asemenea are un rol important în garantarea așa numitelor libertăți cetățenești. Administrația, primăria, prefectura, etc., guvernul au atribuții de control. De asemenea, controlul parlamentar e un rol foarte important pentru că asigură echilibru între parlament și guvern, pe de altă parte. Și evident, nu în ultimul rând, poate pe primul rând, având în vedere noua concepție a statului de drept, este controlul realizat de către justiție. Aici foarte important este ca dumneavoastră să rețineți că, în general, nu este considerat că un stat are acest atribut de stat de drept dacă nu îndeplinește aceste două condiții. Unul ar fi accesul neîngrădit, liber, al cetățenilor la o instanță judecătorească, la un parchet, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime. Și în al doilea rând, sau pe primul rând, mă rog, ordinea are importanță, independența instanțelor. O independență și a magistraților, o independență funcțională, totală. Practic, nu există decât legea și atâta tot. Nici o decizie politică n-ar putea fi luată și nu poate fi acceptată dacă se are în vedere, privind justiția mă refer, dacă se are în vedere un interes politic sau dacă îngrădește cumva buna funcționare și independența justiției. Sigur, independența este proclamată, dar ea trebuie să devină și un fapt real. Stimat auditoriu, cam acestea ar fi câteva elemente, să spunem, ideale ale statului de drept. Una dintre problemele majore asupra căruia, sigur, n-aș vrea să intru în foarte multe dispute sau caracteristici sau comentarii, ar fi realitatea acestui concept, stat de drept, foarte important, în vremurile noastre, în România. Suntem într-un stat de drept sau nu? Da, în care putem discuta de drepturi și libertăți umane și de toate celelalte. Răspunsul este foarte dificil și foarte complex. Dar noi trebuie să avem în vedere că, așa cum spuneam, o societate este definită prin progres, prin cultură, prin civilizație. Ori noțiunea de stat de drept are și acest aspect calitativ al progresului, al culturii și a civilizației. Din acest punct de vedere, incontestabil, România a progresat. Voi tineri învățați în alte condiții decât se învăța acum 30 de ani. Aveți un alt acces la cultură. Unele sunt, sigur, se mai poate discuta pe această chestiune. Cultura este liberă, libertatea de conștiință, libertatea de exprimare există, incontestabil, nimeni nu le-a contestat în ultima perioadă. Deci, din acest punct de vedere, ca realitate, suntem într-un stat de drept.
Suntem într-un stat de drept și prin menținerea ființei noastre naționale, a atribuțiilor noastre naționale dobândite istoric, da, identității noastre naționale, care n-a fost un lucru chiar așa de ușor, dar fără ele n-am putea discuta nici despre stat, nici despre drept. Ar fi imposibil să facem așa ceva. Suntem într-un stat de drept prin evoluția însă și a instituțiilor. Pe, în urmă cu 30 de ani, sigur, dumneavoastră nu aveți vârsta aceasta, nici nu se punea problema independenței Parlamentului sau existenței unei curți constituționale sau, mă rog, accesul liber la justiție sau alte garanții privind libertățile garantate omului. Nu. Acum ele există. Acum ar fi câteva probleme legate de disfuncționalități, pentru că în această cumpănă, pe care nu am epuizat, n-am spus toate elementele pozitive ale statului de drept, există, din păcate, și aspecte negative. Este acest aspect între guvernare, nu? Aspectul politic al guvernării, indiferent care ar fi, de stânga, de dreapta, și problema aceasta sensibilă a unei reale independențe a justiției. Ce vrea să însemne această chestiune? Trebuie să înțelegeți în faptul că acum ar considera cineva că un judecător sau un procuror este chemat de un politician și se spune, nu, tu trebuie să dai aici decizia cu tare sau să faci un anumit fel. Nu trebuie să se consideră că această independență s-ar înțelege printr-o subordonare a instanțelor, una față de alta sau față de un alt for. Nu. Este o problemă mai complexă care ține de însăși lege. Legea ca atare, norma juridică, norma care organizează și asigură funcționarea justiției, trebuie să fie de așa natură încât elementul politic să fie cât mai puțin prezent. Să existe autonomia necesară de funcționare a justiției. Pe urmă, mai trebuie garantat încă altceva foarte important, este ca principalele acte normative cu care lucrează justiția, codurile, mult se vorbește acum de codurile penale, să reprezinte într-adevăr garanții împotriva oricăror fapte antisociale, nu mai zic fapte de corupție. Acestea sunt chestiuni care la noi încă sunt în dispută și în discută. Și mulți au contestat și contestă încă existența statului de drept, eu n-aș spune lucrul acesta, dar cel puțin acestui element a statului de drept, pentru că, din păcate, multe acte normative nu au avut acest caracter de a garanta cerințele pe care le-am spus mai înainte, au fost contradictorii și discutabile, mai ales legate de anumite interese policianiste, de politică. Noi spunem la școală, la curs, că, sigur, o activitate statală este una prin excelentă politică. Chiar și a justiției este o activitate politică. Dar ce sens? În sensul că trebuie să reprezinte interesele generale ale poporului. Asta înseamnă ideea dintre stat și colectivitate, ideea de suveranitate și nu interesele partizane de grup, de partide de stânga sau de dreapta. Ori problema este într-adevăr destul de presantă asupra unei anumite lipse de coerență legislativă. Sigur că progresul există, problema libertății este iar o chestiune foarte importantă pe care ar trebui să o discutăm, pentru că fără acest concept, această realitate a libertății, nu putem vorbi nici de stat, nici de drept. Cât de liberi suntem noi astăzi? Uneori așteptăm libertatea din altă parte, dar trebuie să ne gândim și la noi înșine ca persoane, dacă suntem liberi sau nu, liberi față de, să spunem, precaritățile existențiale care uneori ne domină. Suntem liberi pentru a aprecia ceea ce este valoros, ceea ce reprezintă cultura și statul, sau trăim, să spunem, în robia unor prejudecăți și a unor idei care nu sunt normale, a unor forme existențiale depărtate de ceea ce ar însemna valoarea persoanei umane. Pe urmă, evident, este și rolul instituțiilor statale de a garanta și asigura libertatea, cel puțin sub forma aceasta constituțională, pentru că fiecare drept consacrat în Constituție este o libertate fundamentală. Cred că suntem liberi, indiscutabil ca popor suntem un popor liber, indiscutabil ca oameni suntem oameni liberi care putem decide. Important este ca autoritățile statului să respecte această libertate, să o garanteze și nu numai să se abțină de a o încălca, ci de a avea un rol pozitiv în a o afirma. Statul de drept presupune și acest rol pozitiv al statului, adică degeaba discutăm noi de învățământ dacă statul nu adoptă măsuri corespunzătoare sau de sănătatea publică sau de justiție. Iată, stimat auditoriu, câteva complexe ale câteva probleme
pe care m-am străduit să le expun din punct de vedere teoretic, idealul ca atare și din punct de vedere pragmatic ale statului de drept, evident, fără a epuiza această problematică. Dacă sunt întrebări sau intervenții, vă ascult. Aș vrea să vă spun câteva lucruri apropo de evoluția istorică. O foarte scurtă paranteză. A fost o vreme nu departe de noi când se vorbea de marele stat al lui Burebista, mă rog, unii o mai discută și acum. De ceva vreme istoricii au regândit conceptele și acum nu vorbesc de un... nu contestă neapărat întinderea stăpânirii lui Burebista, ci mai degrabă forma sub care manifesta și în loc de stat preferă să folosească termenul de arhe sau, dacă aveți o traducere mai aproape de română, e ideea de stăpânire, de putere. Cu alte cuvinte, Burebista stăpânea prin capacitatea sa militară și diplomatică un teritoriu întins, dar de la stăpânirea aceea a faptului că micii conducători din diverse zone îi datorau cumva supunere, tribut și altele, la ideea că exista un stat centralizat, cum era explicația, adică cu o serie întreagă de instituții, cu oameni trimiși în teritoriu, care chiar să, după regulile ultimelor câteva secole, e cam departe de realitățile antichității. Nu prea avem așa ceva, cu mici excepții, pe nicăieri, prin antichitate, nu doar în spațiul getodac. Deci asta cumva în... mai departe vorbeam de Magna Carta Libertatum, e din de acum 8 secole, puțin peste 8 secole, apropo de evoluție de statală și sigur n-am un alt spațiu vecin, spațiul britanic, cel francez, la chiar 4 secole și jumătate după Magna Carta Libertatum avea un suveran care afirma celebru, de altfel, statul sunt eu, Ludovic al XIV-lea, apropo de relații și de ce voiam să vă spun mai departe. Probabil că Jean-Jacques Rousseau a spus-o cel mai bine, mai aproape de noi și geografic și temporal. Oamenii sunt liberi de la natură și au și voința de a-și manifesta libertatea față de ceilalți și sigur de a o cere, de a o impune, de la caz la caz. În același timp, cumva, deși poate să vă pare un nonsens, libertatea fiecăruia dintre noi are niște marji, are niște margini. Nu e o chestie fixă, nu e ca piul de la matematică sau calci, deși și el are niște variații. În ce sens? În sensul că libertatea mea poate să crească sau să descrească în raport cu ceilalți. E, cu alte cuvinte, pot să-mi sporez libertatea, dar în detrimentul celuilalt. În sensul că cineva, ceva de undeva își va pierde libertatea ca eu să am o libertate mai mare. Și suntem câteva miliarde pe planeta asta, nu știu câte suntem în prezent, la 15%, dar sunt destul de mulți. Și atunci, în raportul ăsta al unuia cu celălalt, al nostru cu ceilalți, cumva trebuie să găsim un echilibru în manifestarea libertății. Și iată că de ceva vreme, nu știm de câte, oamenii au cedat prin voința lor această libertate pentru a exista niște structuri și instituții, da, le știm. Le-am spustat, puteam să spunem oricum altceva, de altfel termenul nu e atât de vechi pe cât credem, doar conceptul este vechi. Tocmai pentru a exista o serie întreagă de beneficii. Cu alte cuvinte, am cedat fiecare o bucățică, mai mică sau mai mare, din libertatea noastră pentru binele comun, pentru binele tuturor, având în vedere cele care se întâmplă. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui cumva să ne gândim noi că de la ideea de statul sunt eu, a Ludovic al XIV-lea, acum nu multă vreme, de la ideile mai vechi sau mai noi, mai multor religii, că șefii lor sunt supremi, sunt de la divinitate și ei nu, de la papă, dar și alții și ei nu pot greși, nu pot face nimic, eronat, deci ei sunt cumva deasupra tuturor, să înțelegem că statul suntem noi, statul există pentru că noi ne-am dorit-o. Sigur, noi mai puțin, cei de acum multă, multă vreme mai mult, și trecând generațiile, trecând miile de ani, noi am uitat că aceste instituții există prin voința noastră pentru binele nostru. Și dacă în teorie toate cărțile de istorie, de drept, de economie și așa mai departe spun că în centru trebuie să fie omul, nu altceva, am ajuns ca oamenii să fie un mijloc, o unealtă, un mijloc fix, dacă vreți să vorbim de în termeni mai economici, nu neapărat un scop. Cu alte cuvinte, statul sunt noi cu toții și cumva ca să dau un răspuns mai rapid, mai clar, deși nu profesor a făcut-o,
la întrebarea pe care a pus-o tot domnia lui, în România, fără doar și poate, este stat de drept. N-avem cum să ne gândim lucru. Există cu siguranță cu diverse mici deficiențe pe care domnia s-a le-a amintit o parte dintre ele, dar statul de drept există. Sunt convins că dacă s-ar întâmpla undeva să avem un stat de drept așa cum scriu toate cărțile de drept, adică la modul acela absolut, care oricum e apanajul doar al divinității, nu al omului, atunci statul drept n-ar mai fi necesar, dacă el ar ajunge cumva să fie împlinit în, cumva la modul cel mai ridicat, la modul absolut. Da, deci revenind, statul de drept există, statul suntem noi, statul e fiecare dintre voi și el se va dezvolta în direcția în care noi ne dorim, doar în momentul în care fiecare dintre noi va deveni suficient de stăpân pe elemente care țin de drepturile și de obligațiile noastre și ne vom asigura fiecare în parte că ele ne sunt îndeplinite de către cei care ajung în funcțiile potrivite, fie că de politică, de justiție, de învățământ, de economie, de orice altceva. Deci, cu alte cuvinte, nivelul statului de drept din România este nivelul de, eu știu, cultură juridică, spre exemplu, pe care îl au cetățenii României. Deci nu avem cum să le separăm pe cele două. Câte vreme nu vom reuși să ne asumăm evoluția istorică și să nu ne cerem drepturile într-o asemenea măsură, nici manifestarea statului de drept în România nu va fi diferită. Progresele sunt că uneori vremurile, vorba lui Eminescu și altora, vin nescutură din urmă și ne mai dau câteva șuturi în fund și unele lucruri le mai facem. Dar trebuie să fiți convinși că lucrurile nu se vor schimba vreodată decât dacă le vom schimba noi. Nimic nu vine de sus în jos. Cu toate că am avut lideri istorici și noi și alții care au încercat să facă schimbările de la centru către periferie, ca să zicem așa. Sau de sus către jos. Schimbările nu se produc așa, ci dimpotrivă. De jos în sus, de la cetățeni către cei care conduc instituțiile statului. Cam asta ar fi, eu știu, mesajul pe care l-aș avea eu, acum mai aproape de final, punând cumva accent tocmai pe evoluția asta istorică, social, lucrurile s-au schimbat. Ceea ce v-am prezentat astăzi, și nu atât eu cât domnul magistrat Andreescu, este cumva momentul în care noi, ca societate, sau dacă vreți, ca vest, ca Europa, ne apropiem de ideea de stat, de drept, de lege, de rol al oamenilor. Lucrurile au stat diferit în trecut, pentru că foarte dificil de spus cum își închipuiau statul oamenii de acum 2000 de ani, ce însemna pentru ei libertatea. Deși de la Socrate către prezent, din Grecia antică până acum, am văzut câteva idei care sunt cam aceleași, dar asta nu însemna că dacă Socrate a spus ceva și Jean-Jacques Rousseau l-a susținut 2000 și ceva de ani mai târziu, întreaga societate a avut aceleași idei și și le-a și manifestat. Mulțumesc! Numai două mici completări la frumoasa prezentare și expunerea domnului profesor, mi-a amintit. Sigur, puterea este necesară, ea există oriunde, există o formă de societate. Problema este că, așa cum spunea domnul profesor, realitatea, adică, puterea o deținem noi, fiecare dintre noi. Asta este suveranitatea națională. Puterea nu este a statului, statul numai o exercită în numele nostru. Aceasta trebuie să fie și este într-o societate democratică. În legătură cu libertatea, de perfect adevărat ce spunea domnul profesor, mi-aduc aminte de o definiție a limitelor libertății. Nu există absolutul decât poate într-o viziune spirituală, transcendentală, pentru că dacă am anumite, să spunem, Hegel spunea foarte frumos la un moment dat, în legătură cu ideea de absolut, că în lumina pură, fără niciun fel de umbră, putem vedea la fel de puțin ca și în întunericul cel mai profund. Deci acolo unde nu există contraste, în viața noastră obișnuită, sigur că nu există nicio existență autentică. Și de aceea trebuie să ne aportăm la această realitate, dar să avem în vedere și ideea aceasta de absolut, de ideal, de perspectivă, pe care, la care omul este chemat. Antropos înseamnă în grecește bărbat sau om, dar mai înseamnă un om care privește spre înălțime,
spre ceruri. E foarte frumoasă această exprimare, pentru că aceasta este menirea omului. În legătură cu această libertate, un document important, și anume Declarația franceză a drepturilor omului, din 1789, spunea că limitele libertății există acolo sau sunt acolo unde începe libertatea altei persoane. E o chestiune foarte importantă de care noi nu prea ținem cont în individualismul nostru, pentru că nu ne gândim prea mult la celălalt și la să ne fie nouă bine prin intermediul celuilalt. Sigur, e o idee până la urmă naturală, o idee firească, dar ar trebui să avem în vedere binele nostru prin binele celuilalt. Și în sfârșit, ultima chestiune este, apropo de această chestiune, între aspectul conflictual și aspectul de cultură și civilizație, mi-aduc aminte de un gând al lui Napoleon I, din memoriile sale, care spunea la un moment dat foarte frumos că eu voi fi cunoscut în istorie, nu atât prin victoriile mele și prin luptele mele, ci prin codul civil pe care l-am elaborat. Deci, iată că și, să spunem, un mare om de stat, o mare personalitate cunoscută prin faptele de arme, îți dădea seama ce importantă este cultura pentru un stat de drept. Vă mulțumesc foarte mult. Vă surprinde intervenția mea. Prezența mea o să țin minte astăzi, pentru că am fost inspirat să citesc în ziarul Argeșul despre această interesantă și foarte importantă acțiune a Centrului Cultural Pitești. Nu vreau să politizez problema spunându-vă că e la modă, că în zilele astea chiar despre aceste subiecte ar trebui să se vorbească în România de către toată lumea. Eu fac parte din cei care consideră că educația, cultura și sănătatea sunt primordiale în societate, deși meseria mea de inginer de drumuri și păduri nu o consider prea departe de acestea. Însă departe de mine gândul să nu am în conștiința mea, la o vârstă nițel cam înaintată, importanța educației, culturii și sănătății. Vreau să-mi permit să-l felicit pe domnul profesor, care a prezentat foarte interesant subiectul în legătură cu statul, cu organizarea statului, cu controlul statului. Și mi-aduc aminte că în anul centenarului de care am avut parte să trăiesc, am citit lucruri foarte interesante despre Ion Ice Brătianu, cum a gândit el organizarea statului. Și vreau să mă credeți că sunt convins că domnul profesor, care cunoaște și contribuția pe care a adus-o Ion Ice Brătianu la realizarea României Mari, la organizarea statului român după primul război mondial și cum s-a realizat România Mare. Nu vreau eu să fac referire la asta, dar vreau să vă spun că este o mândrie pentru un român să știe și să-și dea seama că printre români au fost oameni extraordinari care au înțeles ce înseamnă statul, cum trebuie organizat și cum trebuie controlat. Domnul profesor știe foarte bine, a vorbit de Liga Națiunilor, știe ce român am avut noi reprezentant acolo, care ne-a făcut cinste. Și ultima problemă pe care vreau să o spun și sunt foarte emoționat, vreau să felicit organizatorii pentru mobilizarea care a făcut-o. Eu sunt surprins de participanți și felicit că au venit la această comunicare.